Vom desfășura la acest sfârșit de săptămână, la inițiativa grupului local de Sinclin, o competiție pe care o organizăm deja este la 6-a ediție, Radio Frumuseții, o competiție adresată doamnelor și domnișoarelor, posesoare de permis categoria B. Precizăm că doamnele și domnișoarele care vor să se înscrie în această competiție sunt obligate, nevoite să vină cu mașina personală dacă vrea să concureze. Nu punem la dispoziție mașini pentru a participa la această competiție. Mai în detalii în ceea ce privește această competiție, îi dau cuvântul domnului președinte care este plin, domnul Nisaian. Bună ziua! Bună ziua, doamnelor, întâmplate. Într-adevăr, duminică 25 pe 5 martie, în zona pe marketului aici de pe autostradă, pe City, va fi aceea ediție a Radio Frumuseții. Deja se știe că la noi, a 6-a ediție, scuze, deja a devenit o tradiție această competiție în localitatea noastră. Sunt așteptate absolut toate doamne și domnișoare care posedă permis de conducere și mașină personală. Într-adevăr, de la an la an am observat că mult mai multe doritoare vor să participe la astfel de evenimente. Traseul nu va fi așa de complicat, cu câteva îmbunătățiri față de anul trecut. Vom avea câteva șicane, o parcare cu fața, parcare cu spatele, ieșire, reveniere pe traseu, încă două șicane și o linie dreaptă. Vreau să precizez că toată competiția, tot traseul acesta va fi contra cronometru. Oricum, cronometrajul vor asigura arbitrii din cadrul Federației Române de Automobil Sportiv. De asemenea, avem girul acestei federații pentru a desfășura competiție de automobilism. Vor fi cel puțin două mașe de concurs, în funcție de câte componente vor fi. În caz că timpul ne permite, vom mai face încă o mașă, două de concurs. Vor fi trei clase. Mașină cu cocura pe clasă pe puterea, pe cilindrea pe care o vor specifica în fișa de concurs. Și atunci vom face selecția pentru ordinea de start. Toate concurentele vor începe înscrierile la ora 12, unde vor veni la secretariat și vor primi un ecuson, un număr de concurs și fișa de înscriere, pe care acolo își vor scrie toate datele de identificare și ale dânselor și ale mașinii. Ca în toate cum aveam și un show demonstrativ cu piloți din cadrul Campionatului Național de Raliuri și de Drift, nume mai grele așa vă pot da pe Vali Oceșteanu, chiar mi-a confirmat că va ajunge. Din Campionatul Național de Drift va fi prezent duminică Alexandru și Ionuț Nițu. De asemenea, vor lua parte și copiii de la Palatul Copiilor din Rucă, Pitești, Mioveni, copii care vor concura pe carturi. Cel mai mic concurent va avea și are 4 ani, iar cel mai mult 14 ani.